Bine ne-am reîntâlnit. Suntem la Stop Cadru cu Cătălin Siviniuc pentru că e luni și dacă suntem la Stop Cadru înseamnă că vom discuta și în seara asta probleme importante, spun eu, probleme care privesc pe rădăuțeni mai înainte de toate și cei care ne privesc, dar cu siguranță cei din apropierea frontierei de stat de data asta, pentru că avem alături de mine în seara aceasta în platou o persoană care ne poate da multe răspunsuri în ceea ce privește subiectul seriei, spuneam, frontiera de stat. Și am să spun bună seara invitatului meu, domnul Ilie Poroh, purtător de cuvânt al Poliției de frontieră de la Rădăuți. Eu am să spun așa, pentru că poliția de frontieră, despuneți dumneavoastră îndată cât e de mare. Da. Bine ați venit și mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune. Pentru început, că toată lumea o să ne întrebe, bun, vorbim despre poliția de frontieră. Hai să ne lămurim ce e cu poliția de frontieră, ce reprezintă, de unde până unde, cât e poliția de frontieră și apoi vedem și ce face și cu ce se ocupă și ce a făcut. Spuneți-ne un pic despre poliția de frontieră ca structură. Poliția de frontieră română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului care exercită atribuțiuni în ceea ce privește supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, combaterea migrației ilegale, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, a pașapoartelor străinilor, combaterea infracționalității transfrontaliere, precum și, să zicem, respectarea ordinii și liniștii publice în zona de competență. Deci, de subliniat, are un rol și în respectarea liniștei publice, în punct de trecere și în zona de competență. Haideți să spunem și poliția de frontieră, atunci. Poliția de frontieră este funcționar public cu stat special, în armat, care de regulă poartă uniformă și care exercită atribuțiuni în sarcina poliției de frontieră române. Mi-a plăcut cum ați spus că de regulă înținută. De regulă înținută, pentru că avem și lucrători care lucrează în operativ, deci în structuri operative ale poliției de frontieră române, care sunt și exercită misiunile și în civil. Am înțeles. Bun, ne-ați spus în câteva cuvinte ce reprezintă poliția de frontieră. Să vă spun de unde, de unde până unde își desfășoară activitatea. Mai mult de atât, ne interesează activitatea celor de la Rădăuți. Știm că țineți de Sighet, Sighetul are o anumită suprafață de răspundere, după care fiecare și o să venim la Rădăuți să ne spuneți cât da. Intră în sarcina lor. Ca să înțeleagă telespectatorilor mai bine, am să un pic să generalizez. Am să spun că structurile poliției de frontieră române, de exemplu, la structura centrală este Inspectorul General al Poliției de Frontieră. Pe fiecare știm foarte bine că România are 5 vecini. Pe fiecare frontieră, cu fiecare stat vecin, există un inspector teritorial al Poliției de Frontieră. Pe fiecare? Deci la fiecare frontieră, cu vecinul respectiv, este un inspectorat. Această, să zicem, organizare este din decembrie 2011. La frontiera cu Ucraina funcționează inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră, Sighetul Marmației. Vreau să vă spun că lungimea frontierei, tot pentru să vorbim în cadrul general, deocamdată, România este 3150 de kilometri, iar lungimea frontierei dintre România cu Ucraina, la care facem referire, este de aproximativ 650 de kilometri. 650 de kilometri. Da, mă refer și aici partea noastră de nord a României, cât și partea de... Cât e acolo, mai sud-est, să zicem. Așa.
Vorbeam că la fiecare frontieră, deci în care se învecinează România, pe la fiecare stat vecin este un inspectorat. Un alt inspectorat. Pe județ, este, structura Poliției de Frontieră este Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră. Cum este la noi, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră, Suceava. Suceava, corect. La frontieră sunt sectoarele Poliției de Frontieră. Și acum să revenim la județ Suceava, la ce spuneam dumneavoastră că trezează telespectatorii din județ Suceava. În județ Suceava, structurile Poliției de Frontieră sunt următoare. Deci, cum spuneam, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră, Suceava, cu sediul la Rădăuț. Așa. Avem sectorul Poliției de Frontieră, Rădăuț, cu sediul la Siret. Avem sectorul Poliției de Frontieră, Brodina, cu sediul în Brodina. Și sectorul Poliției de Frontieră, Izvale Sucevei, cu sediul în comuna Izvale Sucevei. Ce vreau să spun, frontiera aferentă, județul Suceava, are lungime de 111,115 km, dintre care 87 de km, peste 87 de km, frontieră de uscat și avem și frontieră de apă, aproximativ 24 de km. Da. Mă refer acolo la Izvale la Retinul din Suceava în țară și Siretul, la Izvale Siret. Aha, și cum? Deci avem și frontiere, da, 87 frontiere de uscat și 24... 24 km pe apă. Da. Avem, este o frontieră foarte grea, ținând cont de specificul reliefului. Avem două sectoare alpine, sectorul Poliției de Frontieră Brodina, sectorul Poliției de Frontieră Izvale Sucevei. Și din punct de vedere a reliefului, ca să nu mai spunem din punct de vedere a combaterii infecțiunilor transfrontaliere, pe care o să dezbatem. Așa, acolo. Deci asta este structura Poliției de Frontieră Suceava. Vă spuneam că suntem în subordinea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației din decembrie 2011, iar misiunile care se execută la frontieră privind combaterea infecțiunilor transfrontaliere, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, combaterea migrației ilegale, contrabandei cu țigări, toate sunt coordonate de la Sighetul Marmației. Contrabanda asta cu țigări ne mănâncă pe toți. Bun. Nu ne mănâncă, nu ne mănâncă. Să știți că sună, noi poliții de frontiere nu suntem speriați de contrabanda cu țigări. Noi încercăm să stârpim acest flagel, dar ajungem acolo. Încercați să-l stârpiți acest flagel. Faceți față din punct de vedere numeric și din punct de vedere a dotărilor. Noi zicem că facem față. Dovadă sunt rezultatele obținute în ultima perioadă. Permanent primim știri și informații cum că iară s-a prins, a mai fost reținut câte unul. Semn că undeva se face treabă, că altfel nu ar fi se muncește foarte mult. Se muncește foarte mult. Da. Doar că bine, o să vă las să ne spuneți în mare cum stați ca pregătire, personalul și dotările, pentru că apoi să-mi dau și eu cu părerea, dar vă las pe dumneavoastră întâi. Deci, în ceea ce privește personalul, eu zic că personalul la acest moment își face datoria. Deci, ținem sub control activitatea la frontieră. Combaterea contrabandei cu țigări, respectarea regimului juridic, deci nu sunt astfel. Bineînțeles că fiecare ar dori să fie cât mai mult în structură ca să fim mai siguri de ceea ce se poate să combatem, să zicem. Cum spuneați dumneavoastră, fondamentul de țigări deja este un flagel care încercăm de ani de zile să-l stârpim. În schimb, pe lângă factorul uman care există în frontiera de frontieră, și vreau să vă spun că sunt foarte mulți, majoritatea, sunt foarte bine pregătiți, instruiți, avem lunar, avem ședințe de tragere, ședințe de pregătire, legislația, chiar legislația internă, legislația Uniunii Europene. Vă obligă să faceți lucruri. Sigur, și ne pregătim continuu. Vă vedeți și dumneavoastră, și încercările sunt din ce în ce mai mari. Schimburi de experiență? Da, bineînțeles, nu sunt prin problemă. Dar pe lângă factorul uman, un rol are și tehnica care avem în dotare. Și vreau să vă spun că Poliția de Frontieră Suceava, la care mă refer, are o dotare foarte bună. Deci asta spuneți că e foarte bună. E foarte bună. Deci avem mașini de tehnică de ultimă generație, cum să spune, performantă. Au fost achiziționate prin fonduri Uniunii Europene, nerambursabile. Și haideți să vă spun, avem mașini de teren, Nissan Pathfinder, Nissan Tirano, Kia Sorento. Mașini destul de puternice. Deci, chiar avem mașini chiar foarte puternice, masiv Iveco,
E greco masiv. Că știți, mașini care se pot arunca, da, care, pe terenul sigur că, destul de... Sigur că da. Ceea ce vreau să vă spun este că ceea ce vreau să știi, telespectatorii, postul asta de televiziune, avem tehnica astfel încât polițiști de frontieră ajung oriunde în frontiera asta. Nu există vârf de munte, viroagă, că este zapadă, că teren mlăștinos. Avem tehnica astfel încât ajungem oriunde în frontieră. Deci nu sunt locul unde... Acum să vă întreb eu un alt aspect. Tehnică aveți. Se și folosește? Bineînțeles. Bineînțeles. Folosim, oamenii noștri au fost instruiți să folosească orice tip de tehnică care a fost adusă în dotarea poliției de frontieră. Nu se pune problema că sunt aparate de termoviziune. Avem auto specială Land Rover, care are aparatură care se bazează pe termoviziune. Efectul termo. Lucrează oameni. Avem chiar și oameni care locuiesc, cei care... Nu se pune problema să nu fie... Asta avem camere... Să, ar trebui să le dea de gândit celor care își mai... cum să spunem așa, își mai îmbunătățesc veniturile prin alte metode. Ar trebui să le dea de gândit toate lucrurile astea. Ce vreau să vă spun, apropo de... cum ne desfășurăm munca și dacă... Noi suntem la frontieră 24 de ore. La noi nu există timp morți în frontieră, să zicem că acum mai auzeam, e sărbătoare și s-ar putea să nu fie păciști în frontieră sau sunt anumite... Care nu, are da, nu există, noi lucrăm 24 de 24, la frontieră sectoarele lucrează în ture de serviciu 12-24, 12-48. Astfel încât frontiera de stat a României este, este supravegheată non-stop, deci 24 din 24. Iar v-am spus, tehnica ne ajută foarte mult, pentru că și cei care încearcă, să zicem, ne încearcă, mai bine spus, vigilența, sau ne încearcă modul cum ne executăm activitățile, și ei au tehnică, și ei folosesc stații de emisie recepție, au mașini, o să vă spun, dată cei zona de munte folosesc mașini de teren, matriculate în alte țări, și tocmai ca să nu le prindem de urmă, au antimergători, au mașini puternice, inclusiv stații de emisie recepție, telefoane performante. Dar nu sunt și ei pregătiți. Sunt și ei pregătiți, dar și noi suntem mai pregătiți. Astfel încât cred că ați observat că încet rezultatele spun astea. Avem anul trecut, în anul 2014, confiscate peste 1 milion de pachete. Deci mă refer la zona Suceava. Peste 1 milion de pachete de țigări, 1.010.000 de pachete de țigări în valoare de peste 9.500.000 de lei. Și bunuri confiscate în valoare de 10.500.000 de lei. Mai refer aici... Acum, ca să vorbim, să evaluăm în bani, sincer, mă interesează mai puțin. Și vă spun, nu, dar deci, e vorba de combatere evaziunii. De cantitate, e de cantitate, da, de dar cantitate și... chiar mă interesează și e un număr impresionant. Dacă le punem cap la cap, ne dăm seama că au fost capturi serioase. Anul acesta de la începutul anului până în prezent. Deci, dar dacă să facem o convertire în bani, sincer nu mă prea bucură. Nu, să vă spun de ce. Convertire în bani. Eu întreb atât. Bun, ați spus că anul trecut câte pachete? 1.010.000 de pachete. 1.010.000 de pachete. Da, azi vorbim de... Nu știu eu dacă puteți da răspunsul acum, dar pentru că ați adus în discuție, da, mă simt obligat să întreb. Ce se întâmplă cu pachetele astea? Deci ele sunt depuse la Camera de Corpuri de Delicte a Poliției de Frontieră. Și după care, producătorii de țigarete vin și le ridică bază de proces verbal și le distrug. Periodic, în funcție de cum noi facem cerere către producătorii de țigarete autorizați din România, care vin și le ridică cantități mai mari, mai mari, în funcție și de cum își... Și le distrug. Da, da. Ceea ce înseamnă că, dacă luăm, să calculăm așa, 1.010.000 de pachete, ori un pachet, nu știu, sunt nefumător, recunosc, nu știu cât costă un pachet de țigări. Deci nu știu cât costă, dar după mine, cred că e undeva la vreo 10 lei, nu știu. Nu, depinde de marcă. Depinde de marcă. Noi spunem 10 lei. Colegii spun undeva între 10, 15. Să spunem în funcție de marcă, de da, 10 și 15 lei. Să spun 10 lei. Da. Acel 1 milion ori 10 înseamnă 10 milioane de lei. Care se toacă, cum ați spus și dumneavoastră, de fapt se cheltuie niște bani cu captura.
pentru că sunt urmăriri. O să intrăm și acolo. Probabil sunt cheltuieli foarte mari. Vine reprezentantul producătorului de țigări, o cheltuială, da, le ridică, le transportă unde le duce el și toacă 10 milioane de lei pe 2014. Cam așa s-a întâmplat. Cam... Nu, noi nu, nu, există nu, nicio, nu pot să comentez. Nu există nicio variantă prin care s-ar putea face o înțelegere dintre... Pentru că, la urmă urmei, am spus, nu știu dacă... Datoria... Pun întrebarea cui trebuie, doar nu, că... Nu, nu puneți cui trebuie. Datoria pentru frontieră este să combatem... E un subiect combatem. Care s-ar putea discuta. Da, dar nu ține de pățea de frontieră. Noi nu putem, nu pot comenta ce se întâmplă cu țigările după. Noi știm că le... Doar știu că le prezentăm pe toată de proces verbal producătorul de țigarete de, autorizat din România. Mai departe nu cunosc efectiv adică, care mie, este... Mi s-ar părea absolut normal, se valorifică, nu știu exact ce să... Dar, după probabil, care banii aia se puteau împărți. Uite, jumătate din banii obținuți din valorificare să meargă la poliția de frontieră. Că poliția de frontieră depune eforturile astea. Da. Și poliția de frontieră nu cred eu că... Noi, ar deranja o să primească 5 milioane. Noi nu, eu nu pot să comentez ceea ce se întâmplă cu țigările corect, după. Corect. Doar că... Misiunea noastră pe această frontieră este să combatem contrabanda cu țigări și cu țigări. Noi să confiscăm și să stârpim practic evaziunea fiscală în România. Corect. Să aibă valori cât mai mici. Corect. Asta este misiunea noastră. Nu continuă ce se întâmplă cu țigările, cu ce fac producătorii de țigarete, nu pot să comentez. Eu și nici nu... Am zis doar că auzind de așa cantitate... Dar misiunea noastră este să confiscăm țigările respective și să combatem contrabanda cu țigări. Asta este misiunea noastră. Atunci cred că celor de la finanțe undeva în zona aia trebuie întrebat. Nu pot comenta. Da, pentru că e într-adevăr o problemă. E o cantitate mare care valorificată ar putea aduce, cum am spus, jumătate din banii aia să meargă la poliția de frontieră. Sunt convins că ar găsi ce să facă cu banii aia. Da. Sunt convins. Nu, bun, sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu pot să comentez, că nu ține de poziția de frontieră. Nu am să insist că îmi dau seama. Bun. Oameni pregătiți sunt. Da, că sunt oameni. Sunt oameni pregătiți și... în activitatea pe care o faceți. Dotări sunt. Sunt, am spus, am vorbit de tehnică. Vă pot spune că și armament au fost dotate efectivele operative cu pistoale calibru 9 mm Zigzauer. Deja urcăm în topul. Așa. Avem, dar să spun totul despre tehnică, să terminăm cu tehnica. Ok. Avem, de exemplu, aparatură de supraveghere pe timp de noapte. Pe timp de zi și pe timp de noapte. Aparatură portabilă de supraveghere pe timp de... Pe timp de noapte. Pe timp de noapte, pe principiul termoviziunii. Da, asta. Telematizul. Avem, de exemplu, în punct de trecere a frontierei, în punct de trecere a frontierei Sireta, avem aparate de detecție persoane, explozivi, droguri. Avem aparatură care detectează falsuri înscrisuri. Avem tehnică de ultimă oră și conform standardelor Uniunii Europene. Am înțeles. Bine, dar ce ne facem, ați spus, în punct, dar acolo, pe coclauri, la Cuca Măcăi, că așa e, pe românește. Eu pentru că eu acolo, am umblat un pic, mie mi-a plăcut muntele, recunosc. Și când eram junior, prima dată la munte unde mergeai, aici aproape. Da. Când am mai crescut eu, am început să văd eu alte apuseni și dar când eram junior aici. Ori cam știu ce e pe acolo, pe partea asta de la Ulma, Brodina, în sus. Și eu știu, să știți foarte bine că am lucrat 5 ani la Brodina. E dificil, și la Ulma. Spre izvoare, spre Valea Ursului sau cum e zice acolo, că știu că am umblat. Păi m-am umblat către Călimani, către tot... Dacă mi-ați aruncat la Fileu atunci. Adică să vă spun că în anii 2000, 2001, 2002, până în 2005 am fost șef de tur la sectorul poliției frontieră Brodina, după care s-au unit sectoarele, am fost șeful pazei la SPF Vicov, dar aveam și Brodina în subordine. Atunci Brodina era lipită de Vicov. Da, da. Și vreau să vă spun că această dotare de atunci, eram șef de tură când au venit primele Nissanuri, Terano.
Dacă sunt primele mașini de teren, care au fost dotate poze de frontieră. Și au venit de la... Nu putem face prea multă reclamă și așa am făcut deja. Nu, e vorba de asta. Dar vreau să vă spun că spun ce, nu sunt uitați. Primele mașini puternice au fost dotate de sectoarele alpine. Și vă spun, acolo, pentru că acolo eram în 2000, în anul 2000, când au venit primele, primul lot de mașini Nissan Tirano. Mașini 4x4, vă dați seama de alurile alea verzi, da, în care eram bombă. Rămâneau pe... Nu rămâneau, că aveam șoferi, aveam șoferi foarte buni. Să știți, nu rămâneam, niciodată am rămas. Dar a fost o schimbare în bine. Și ajungeam, bineînțeles, s-a schimbat un pic, aveam încredere mai mare și în noi. Deci... Prima dată sectoarele alpine au fost dotate. Avem sectoarele alpine de suntem... Înainte de Revoluție, eu vă zic că am reușit să am trecut, eram un copil. Ne-am dus la fragi, la... Da, asta e cu accidental, bănuiesc. Și vreau să zic că ne-am trezit partea cealaltă. Noi am văzut, era un gard stâlpi de beton, gard de sârmă ghimpată, căzut la pământ. Și ne-am uitat, e un gard căzut la pământ. Am trecut partea cealaltă. Ne-am tot plimbat și la un moment dat, dar nu, chiar vorbesc foarte serios, nu e un banc. Asta, nu, asta înainte este de trecere accidentală. Era înainte de 89 și am ajuns pe un deal, ne uităm în partea cealaltă și o clădire roșie, bine, avea făcut un steag roșu pe aia, era înainte de 89, erau comuniști convinși și o secere mare și mamă, când am văzut, zic, stai să vezi că nu e bun. Dar noi copii fiind, eram trei copii, eu știu, am făcut gălăgie, eu știu ce am făcut. Ne-a văzut cineva de la clădirea aia, a început, da, a răgnit după noi. Bănuiesc în altă limbă, nu? Da. Asta ne-a cam speriat. Am luat-o la fugă, de nu știam de noi. Am trecut partea cealaltă. Da, stăteam și mă gândeam, zic, wow, asta înseamnă că noi am trecut frontiera. Ați realizat, copii fiind, ați realizat că ați trecut frontiera. Bine, dar mai sunt treceri, astea sunt numai treceri legale, dar accidentale, deci nu au fost cu intenție. Asta nu a fost cu intenție, dar stăteam și mă gândeam ce s-a întâmplat dacă punea pe la mâna unul de ăla, că era clar, nu ne dădea drumul chiar pe loc. Adică, stai, cum ai venit? Era suficient numai până găseau un translator. Era să ne țină pe noi acolo trei puștani, ne țineau aia. Băi, că aveți amintiri plăcute vis-a-vis de fătirea de stat. Apropo de ce spuneam dumneavoastră că cei de la munte, de sunt alpini, deci v-am spus, au mașini de teren, plus că avem ATV-uri. ATV-uri, motociclete. Pe timp de iarnă? Pe timp de iarnă avem... Snowmobil? Da. Sunt de la care sunt pișenile. Da. Așa, micuț, așa, tip motocicletă, da. Și avem, da. Dar v-am spus, prima dată au fost dotate sectoarele alpine cu aceste mașini de teren. Și prin anii 2000-2001, eram la Brodina. Am înțeles. Țin și acum, am avut un Jeep de ăsta, de San Terano alb. Frumos. Mașine alb. Da. Nu știu cât timp mai avem la dispoziție, doar 2 minute din prima parte a emisiunii, e suficient ca să trecem la alte întrebări, nu prea o să nu ne încadrăm. În cazul ăsta, amintim așa în mare câteva subiecte pe care le vom trata în continuare, după o scurtă pauză. O să vedem și despre colaborarea cu cei de dincolo, că tot am adus vorba și trebuie să vorbim și despre ei, pentru că consider că așa se face treaba bună, dacă e colaborare și cu forțele de partea cealaltă. Bineînțeles. O să vedem și cum stăm cazuri deosebite, ce avem, ce s-a întâmplat anul trecut, ce s-a întâmplat anul ăsta, cum se vede perspectivă. Mai avem o grămadă de lucruri de discutat. Trafic, legislație, așa, în mare. Faceți ce faceți toți pe scoata bada cu țigările să ajungeți. N-avem cum să iei aspectul ăsta. Da, luăm o scurtă pauză, că așa ne cere și nouă. Noi avem legile noastre interne. Respectăm. După care revenim și atunci vom discuta toate restul câte le-am spus adineauri, alături de, cum a spus purtătorul de cuvânt, a Poliției de Frontieră de la Rădăuț, domnul Ilie Poroh. Pauză și revenim. Mulțumesc!
revenit, dragi telespectatori. Suntem din nou în platou Telenouă pentru că mai avem încă foarte multe lucruri de aflat despre ceea ce se întâmplă aici lângă noi, la frontiera, pentru că suntem localitatea de frontieră și dacă facem parte dintr-o astfel de zonă, ne privește, pentru că, într-un fel sau altul, ne influențează. Pe unii influențează pozitiv, pe alții influențează mai mult sau mai puțin negativ. O să ajungem și la părțile alea urâte. Să știți că în continuare discuția o purtăm cu purtătorul de cuvânt de la Rădăuța, Poliția de Frontieră, domnul Ilie Poroh. Încă o dată mulțumesc că ați acceptat invitația asta cu pentru plăcere. Cei care au ajuns mai târziu la emisiunea noastră, care au deschis mai târziu televizoarele. În prima parte a emisiunii am văzut un pic cam cum, așa, o imagine generală a Poliției de Frontieră, de unde până unde se întinde responsabilitatea pe zone, oarecum, așa, în mare, în câteva cuvinte, să ne facem toți o idee despre ceea ce înseamnă Poliția de Frontieră. Am vorbit un pic despre pregătire, oameni, dotări, lucru foarte important și trebuie să subliniez. Ar trebui să le dea de gândit multora. Din punct de vedere a dotărilor Poliției de Frontieră, ar trebui să le dea de gândit. Avem o foarte bună dotare. Personal, mă miră să aud că aveți atât de multe, atât de bune dotări. A doua, nu știu, nu mă pot pune în pielea altor oameni care fac alte lucruri, dar nu știu dacă aș avea curaj în locul lor. În fine, cine a avut de înțeles, a înțeles. Sperăm să înțeleagă mai mulți din cei care se ocupă cu... Ajungem și acolo. Până atunci, am vorbit noi un pic de la hat încolo, de la graniță partea elaltă și acolo avem pe prietenii noștri ucraineni. Da, da, chiar putem spune că grănicerii ucraineni chiar sunt prietenii polițiștilor de frontieră. Da? Da, da. Avem pe plan, deci extern să vorbim acum, da? Avem o colaborare foarte bună cu grănicerii, ei sunt grănicerii, grănicerii ucraineni. Ei au rămas grănicerii. Da, da. Avem o colaborare foarte bună cu grănicerii ucraineni, bazată pe schimbul de date și informații. Foarte necesare în securizarea frontierei și combaterea infracționalității transfrontaliere. Atât la nivel șefilor noștri avem, cât și la nivelul sectorului poliției de frontieră. Cred că ați observat în comunicatele de presă, când sunt evenimente la frontieră, întotdeauna spun că au fost anunțați și grănicerii ucraineni în vederea cercetării în comun a evenimentului de frontieră. La fiecare eveniment de frontieră, când, că este trecere ilegală, că este caz de contrabandă cu țigări, trafic cu țigări, orice eveniment de orice natură, cercetarea evenimentului se face în comun cu poliția de frontieră, cu grănicerii ucraineni. Asta înseamnă o bună colaborare. Da, este o foarte bună colaborare. Inclusiv șefii de sectoare au întâlniri periodice cu șefii de punctele lor. Unităților lor. Plus că șefii noștri, deci mă refer, de exemplu, sunt întâlniri semestriale, întâlniri de lucru anuale ale șefilor structurii atât Poliției de Frontieră Suceava, cât și a inspectoratelor ale Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, cu omologilor ucraineni. Țin legătura, da, și... Bineînțeles. Au o corespondență. De exemplu, domnul comisar șef Ciorteanu Cezar, care este șeful serviciului, da, Poliției de Frontieră Rădăuță, este împuternicit de frontieră pe zona de frontieră a județului Suceava. Și el periodic are întâlniri de lucru, ședințe de lucru, întâlniri cu omologul lui din partea ucraineană, în care se discută problematica de frontieră, cazurile care au fost, inclusiv legislație, ce trebuie schimbat, ce trebuie, cum trebuie acționat, mai bine spus, pentru astfel încât să combatem infracționalitatea transfrontalieră. Și asta numai pentru o bună schimb de... Dar, dacă foarte bine știe toată lumea că în Siret funcționează punctul de contact Porumne, unde practic polițiștii de frontieră români stau în același birou cu grecierii ucraineni. Și
schimb de date și informații privind... Acolo, la direct, așa. Direct, este punct de contact pe unii, care a fost înființat tocmai pentru a fi o legătură foarte strânsă între cele două structuri. Și care este scopul, probabil, în final? Este o frontieră securizată, o frontieră cât mai sigură, să spunem. Deci, am înțeles. Deci avem, ca să spunem așa, ca o concluzie generală, avem o conlucrare foarte bună cu grănicele ucrainene. Vă urez mult succes în continuare, să fie tot așa. Dar, bun, aveți o colaborare foarte bună, asta înseamnă că ar trebui să avem și rezultate extraordinare în ceea ce privește combaterea. Combaterea infrastructurii transfrontale, da. Într-adevăr, avem rezultate, eu zic, foarte bune. Asta spuneți dumneavoastră. Spune și lumea. Spun datele. Deci, cum vă spuneam, avem peste 1 milion de pachete de țigări confiscate în 2014. De la începutul anului și până în prezent, să zic, m-am pregătit grand la dumneavoastră emisiune. De fapt, m-am pregătit pentru telespectatori, pentru oamenii lor, ca să știe că muncim și se muncește foarte mult. La frontiera de nord a României se muncește foarte mult. Este o frontieră fierbinte. În ceea ce privește, vă dați seama, vorbesc de contrabanda, vorbesc de contrabanda cu țigări și tot. În România, bine, frontiera e peste tot. Aici, eu mă refer la unde aici pe domeniul aici unde suntem. Noi este o frontieră fierbinte, contrabanda cu țigări este o problemă majoră. Și ce vreau să vă spun, domnule, că am pregătit pentru emisiunea dumneavoastră, să știți și telespectatorii, de la începutul anului și până în prezent, structurile poliției de frontieră Suceava, la care fac referire, deci s-au confiscat peste 150.000 de pachete de țigări, în valoare de aproximativ 1.500.000 de lei. Deci, dacă anul trecut au fost 1 milion de pachete, anul ăsta... Suntem în grafic. S-ar putea să-l depășiți dacă ați luat-o așa. Dacă rămâne același... Deci se muncește foarte mult la poliția de frontieră Suceava. Asta e un lucru bun. Bun, ați spus că undeva la 150.000... Da, 150.000 de pachete de țigări, deci în primele două luni jumătate. În primele două luni jumătate? Da. Da, sunteți așa, în grafic, comparativ cu anul trecut, vorba. Da. Bun, dar aveți și foarte multe cazuri în care se întâmplă și găsiți doar pachetele. Păi, alea sunt cazuri rezolvate sau cum se cataloghează? Nu, cazurile alea sunt în felul următor. Este pentru foarte că eu bine. Cred așa, un caz soluționat e atunci când s-a e prins, foarte bine că am, cum să zic eu, prada și infractorul. Și infractorul, da. Ori când se prinde doar prada și infractorul, nu alea cum se numesc? Sunt confiscări, deci toată cantitatea de țigări abandonată bine, este confiscată, ridicată vedea confiscări. Intră în acele 150.000, dar să vă spun un chestie, cei care au făcut mai fac și mai târziu sau mai devreme, tot vor fi prinși. Pică. Deci tot pică. Deci acum poate au fugit de poziții frontieră. Ați văzut cazul cu focuri de armă. Nici mai ca atunci când trage poziții frontieră, după ce somează prin voce, după care recur la poziții armamentului. Ei aruncă coletele și fug. În special fug în localitate unde știi că mai poți folosi armamentul. Vă dați seama, să nu putem, doamne ferește, să rănim pe altcineva, e vinovat. Știu foarte bine și știu foarte bine și uzul de armă. Că, bine, acum... Dar ei mai vin. Și nu la puțin nu mergi de multe ori la apă. Deci până la urmă toți sunt prinși. Dar țigările rămân confiscate. Este un plus. E un plus, corect. Dar ce vă spuneam, că și ei folosesc, sunt foarte inventivi, folosesc și ei antimergători, au mașini de teren 4x4, sunt întregi rețele. Sunt foarte bine organizați. Mai ales în zona de munte, unde sunt adevărate rețele de contrabandă, care încercăm să le stârpim. Dar în momentul când noi îi surprindem sau avem date și informații că în zona respectivă are loc un eveniment de frontieră, un caz de contrabandă și imediat am plecat în zona respectivă, ei sunt informați de antimergători sau... Și imediat abandonează țigările și fug. Mai departe, da. Nu. Dar vă spun, nu merge de multe ori ușor la apă, asta nu e o... Pentru noi este foarte bine că am descoperit și am confiscat țigările respective, le-am dat o gaură, cum să spune, le-am în buget, pentru că și ei cumpără... Și ei le cumpără, într-adevăr, dar dacă
De ce se întâmplă să le meargă de 2-3 ore, a 3 oră poți să... Dacă le merge de 3 ore, a 4 ore, o 3 ore de asta, și atunci sunt reținuți, li se tocmește acte premergătoare pentru săvârșirea infracțiunii de contraband în formă agravantă, trece ilegal la frontiere de stat. Și deci nu știu dacă... Cât e de gravă treaba asta? Cum se pedepsește? Contrabanda. Adică e pentru oamenii care recurg la astfel de gesturi, de acțiuni. Păi, e o măsură care într-adevăr să-i sperie, care să zică, mai bine nu-mi trebuie. Sau pentru că am auzit cazuri când se aleg tot felul de pedepse cu suspendare, cu șatluri. Deci contrabanda... Nu influențează... Nu, aici nu putem noi, că eu nu pot să comentez ca... Noi, noi îl prindem, facem un dosar acte premergătoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă sau contrabandă în formă agravantă și trece ilegal și după care dosarul este prezentat în instanție de judecată. Da. După aia, în funcție de cercetări, în funcție de cum decurge dosarul, se întâmplă pedeapsa... Dar ce spuneți, contrabanda este pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani. Iar cea, de la 2 la 7 ani, da, este pedepsită contrabanda. Trecere ilegală a frontierei de stat, conformă OG-105 din 2001, mă refer, pe lege, da. Este, se sancționează tot de infracțiune, se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, iar când, de exemplu, se sustrage persoana respectivă de la de la cercetare? De la cercetare de la 3 de la 3 de la 6 luni la 3 ani. Am înțeles. Da. Deci ar trebui să se potolească. Gândul ar trebui să-i sperie puțin, da. Acum, probabil fiecare și are pragul de valori stabilit. Deja mă băgați încet în subiectul contrabandă cu țigări. N-avem cum. Haideți să ne gândim. Am pornit de la sancțiuni, practic lumea nu înțelege de ce totuși se recurge la astfel de lucruri, de ce sancțiunile sunt mari, pedepsele sunt mari, e o muncă grea și pentru ei. Și totuși, de ce? Și totuși de ce? Pentru nu că este, opresc. Pentru că este, să zicem, meserie, glimele legale, o meserie foarte bănoasă. În condițiile în care România se trăiește cum se trăiește. Da. De exemplu, ca să știe și spectatorii de ce, să zicem, de ce recurg unii la oamenii ăștia tot timpul prind contrabandiști, confiscă țigări și totuși nu se lasă. Tot sunt alții. Câștigurile sunt foarte mari. Câștigurile sunt foarte mari. În funcție de marca țigării respective, câștigurile sunt 1 euro la pachet. Deci vă dați seama, la un microbus de 10.000 de pachete sau la, cum am văzut noi, capturi și de 90.000 de pachete. Adică vă dați seama, 90.000 de euro, câștig. Deci, ăștia care recurg la astfel de îndeniciri. Și, cum să zici, 90.000 de euro să mergi să-i câștigi banii aia, să-i câștigi într-un șantier? Deci, practic, își risc libertatea. Ai de a sudat de zvinerău. Ba bine, își risc libertatea. Dar ca să înțeleagă de ce totuși recur la astfel de tentația e foarte mare. Tentația este foarte, foarte, foarte mare. Și, acum, ca să vă spun una din... De exemplu, după anul 2007, ca să spunem așa, când România a intrat în Uniunea Europeană, bineînțeles că și responsabilitățile noastre au crescut foarte mult în ceea ce vreți de securizare, frontierei de stat. Da, să vorbim un pic și despre, dar vreau să ne vorbim, să terminăm un pic, dacă tot am ajuns la contrabandă, da. Să vedem cum stăm cu contrabanda până la capăt. Senzațional. Contrabanda totdeauna a fost un punct deci de interes. Și pentru cei care o fac și pentru cei deci care urmăresc. Deci recurs la metode ingenioase. Metode ingenioase de a introduce ilegal țigări din Ucraina în România. V-am spus foarte mult, câștigurile sunt foarte mari, 1 euro la pachet. Deci, noi, practic, zilnic confiscăm țigări. De la cantități mici, la cantități de câteva zeci de mii de pachete până la 100.000 de pachete. 100.000 de pachete. Dar zilnic se confiscă țigări la poliția frontieră. În punctul de trecere, că așa vorbim. Vorbim contrabanda în punctul de trecere, și la frontiera verde. Da? Partea verde. Haideți da. Ca să vorbim întâi despre punctul de trecere a frontierii. Eu asta cu punctul de trecere nu prea o înțeleg, ca să vă zic drept. Mai ales că vă explic eu. Vă zic de ce. Pentru că, dacă ajungi în punctul de trecere, adică e clar că te supui unui control. Da. Adică e atât de clar încât
Păi, dar aici nu am cum. Cum spune legea? Cât ai voie să... Au voie 4 de țigarete, adică două pachete de țigări. Două pachete de țigări. Păi, dacă legea spune că eu am voie să trec cu două pachete de țigări și știu că trec prin punct, adică mama măsii, că nu am cum altfel, că ăla vine și mă caută la buzunare, la ce am eu și îmi găsește mai mult de două. Mă, nu trebuie să fie un pic... Nu trebuie să ai o problemă majoră la mansardă, ca să spun așa, să te arunci. Păi cum să treci tu pe acolo când știi că așa îți spune legea? Hai să vă spun de ce, pentru că ei folosesc metode foarte ingenioase de a introduce țigări prin PTF, SIRE, BANEFERAI, da? Pentru retrecere, da. Haideți să vă spun. De exemplu, în autoturism, procesul de frontieră jucătorii VAMA, care este echipa comună, care au descoperit în autoturism practic peste tot. Dar haideți ca să vă spun niște cazuri. Deci în portiere, în sub scaune, sub preșuri, în locul luat de rezervă, în luata de rezervă, în... capetele de bară, în bara de protecție, în bord, deci ascunse, mă refer la țigări ascunse, da? Am înțeles. În locașul special amenajate, în podul pedalier, deci făcut pod fals, în interiorul roții de rezervă, în rezervor. În rezervor? În rezervor, te era plin cu țigări. Alimentarea se făcea într-o sticlă de 2 litri de furtun scos de rezervor și pus în fața motorului. Așa și-o dat seama și polițistul de frontieră că alimentarea cu combustibil se făcea în fața motorului. Dintr-o sticlă de plastic. Asta înseamnă că i-a ridicat capota. Dar bineînțeles că îți faci controlul. Bun, și... dar lucrul ăsta, acum întreb, pentru că ați spus așa, în podul pedalier, ați spus în... În trusa medicală. În portieră. În bord, roți, da? În pneuri. Ați vă spun și cum s-o dat seama și pe... În bord, peste tot, în podul, așa, în portiere. În, atunci... Când ajungi cu mașina, da, am fost de foarte mult timp, vă zic sincer, cred că am fost acum vreo 4 ani, 5 ani îndată, la Barnab, când a fost ultima dată în Ucraina, am descoperit că am făcut o mare realizare, am văzut un pic centrul nemuchii în Cernăuț și atât. Da, nu, mi se pare că a fost o mare pierdere de timp, în rest. Mă refer că atunci eram interesat, vă zic drept, am vrut să cumpăr ceva utilaje. Bine, de astea de mână, de lucru, da. Construcții, în fine. Ori n-am știut de unde să mă duc, ori n-am știut de unde să caut. n-am avut nicio realizare în sensul ăsta. Dar am trecut înapoi. Păi vreau să zic că nu mi-a deschis nimeni capota, nu mi-a deschis nimeni. Da, port bagajul. Ce aveam acolo, cumpărături, s-a uitat, că mi-a luat și eu, mi-a luat pește de la fumat, mi-a luat nu știu ce am găsit pe aia, lucruri bune, da, nu spun că nu. Păi dar aici, nu mi-a căutat nimeni, ori acum trebuie să spuneți că... Păi nu, noi și noi, să văd că mă duc acolo și îmi deschide unul mașina de în baza datelor și informațiilor existente, în baza analizelor de risc care se fac, nu toți sunt în atenția noastră. Sunt și oameni de bună credință, care chiar merg omenește și în vizită, da, eu știu, să nu se poate întâmpla așa, dar ce vă spuneam, aici e șifrerul polițistului, ca să descopere țigări într-usa medicală. Sau că să... Bă, într-o sau... medicală să zici că o port, deschide-te. Haideți să vă spun, s-au descoperit țigări. De ce vă spune? Mergem pe date și informații, pe analize de risc, vedem de câte ori a intrat persoana respectivă în țară, ce ore. Nu pot să spun toate chestia asta. Trebuie operativ care aici ține foarte mult și de flerul polițistului. Asta, hai să lăsăm flerul polițistului să vorbească acum. Am înțeles. S-au descoperit țigări în, pe corpul persoanei. Aveau înfășurate pe corp. Un pic mai durdulie, așa, dar așa. În pâine. Eu nu am înțeles nici eu, aveam câteva pachete, în pâine, nu știu nici cum am dat acolo. În canistre, tăiat fundul canistrei, băgat țigări, lipit la loc. În canistre de plastic, în cutii de vopsea de aia lavabilă, băgate țigări în cutie. În vopsea? În vopsea lavabilă. Probabil puse în cofraje cu ouă. Scufundate? În cofraje cu ouă. Aha. O, împrejură? Da, așa. Nu, deci în Pampers. Nu mai spun, deci v-am spus că metode ingenioase, recul la orice... Acum trebuie să recunoaștem, românul de totdeauna a fost inventiv. Da. În pneuri? Și la prostii în mai pneuri. Vă dați seama, în pneuri autoturismului. Cum ne-am dat seama? Păi, aici... Hai să vă spun, că nu e niciun secret. Știți, la ieșirea din Siret? Este drumul LED foarte bun, așa din punctul da, Siret, spre Siret. Da, drumul până Siret e bun, că după aia nu mai e bun. Asta, nu ne ocupăm de drumuri. Cum și-o dai seama lucrătorii noștri? O mașină foarte bună, performantă, mergea foarte, foarte încet.
Și atunci am oprit, am dat data și după aia am văzut că având țigări, nu-ți dau presiune și nu pot circula circula cu... Haideți, v-am spus un caz, dacă nu, mai câțiva ani buni, că v-am spus, sunt părători câteva 10 ani de zile. Dar dacă bagă presiune, da, cred că se deformează, nu merge, să strică în pachetele acolo. Da. Ați vă spun un caz, mai câțiva ani buni în urmă, care mi-a rămas așa întipărit, că l-am și mediatizat atunci într-un microbuz, mai multe persoane, toate îmbrăcate în negru, bărbații cu barbă, mai toți supărați, fiind întrebați la controlul de frontieră unde merg, ce fac, au rude în România și merg că au la o mormântare. Într-adevăr, în față, spatele microbuzului, deci cu toate capacele, coroane, prăjituri, lumânări, toate. Ei, păi am dat coroanele, lumânările, țigări. Da, da, știți că omul la supărare fumează mai mult. S-ar putea, aveau nevoie să știți că omul la supărare fumează. Nu știu cum fumez, dar cred că chiar au rămas supărați. Era o ofrandă așa, că poate și mortul era fumător. Asta mă refer la mașinile mici, la microbuze. Microbuze, știți că au pereți laterale, caroserii. Da, da. Sunt lângă și podul pedalier dublu, da? Și pereții laterale tot dubli. Da, am înțeles. Vă întreag inginerie aici. Da, da, da. Bagă fâșii de țigările, le lipesc cu... Așa și le bagă în... Acolo e vorba de 20-30 de mii de pachete de țigări. Atâtea intră în... Da, în pereții dublei a unui caserie, unui microbuz. Dar nu am dat seama. 15.000-20.000 de pachete, am avut cazul. Atâtea multe pachete. Da, 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 pentru vă dați seama că și caroseria microbuzului, mai și podul pedalier. Vă dați seama că ele sunt aranjate foarte bine, nu lasă locuri libere. Când, o mașină foarte scumpă, nu mai știu, o mașină foarte, foarte scumpă, că avea tot podul pedalier, mașină teren. Țigări ascunse. Deci în momentul când sunt în locașe special confecționate, deci când modifică mașina, atunci mașina și țigările se confiscă și mai autoturismul se confiscă. Dar în 2014-2034... doar când mașina este modificată. Locașuri special amenajate pentru țigări, atunci se confiscă și mașina. Altfel nu? Altfel numai țigările. Și dacă plătește amendă, că amendă se foarte mare, 5.000-7.000 de lei, dar plătește amenda, dacă nu se reține mașina, până la plătește amenda. Știți, contravențională. Am înțeles. Dar... Bine, dar probabil că sunt mașina aia scumpă are... de 20.000 de euro și el o folosea la... Te gândești la așa ceva? Nu, dar cum și-o dat seama polițistul? Pentru că el, după ce a făcut podul pedalier, l-a sudat, dar și l-a vopsit. Și mi-a vopsea. Când a deschis proaspăt, mașina, era proaspăt. Era... Și atunci vă dați seama că... La tiruri, tot în urmă, se folosea metoda capac în timp. Adică în spate erau mere produse și în spate erau țigări, așa, metoda capac. Am avut un caz, foarte mulți ani, 400.000 de pachete de țigări, un tir care ducea mere din Polonia, cât? 400.000 de pachete de țigări, dacă nu rețin aminte. Un tir care venea cu mere din Polonia, tot acte în regulă, după trei rânduri de lădiții cu mere, plin de țigări. Aici probabil că din nou a fost turnat. Domnule, nu mă puneți acum să spună, să ne divulgăm. Vă dați seama, să ne-ați tot informații. Pe informații și informatori. Bineînțeles. Bineînțeles, da, deci munca informativă este foarte importantă în munca poliției de frontieră și în general, în rândul structurilor care e bună în siguranță publică. Să vă mai spun la tren. Știți foarte bine, știe toată lumea din zonă, renumitul caz de la Dornești. Când țigări în bușteni. A, da. Este 100.000 de pachete de țigări. Da. Țigări în bușteni. În podul vagoanelor. În vagonul restaurant. În capitonajul vagoanelor. Acel de marfă sub vagoane, pus, lipit, frumos. Sub... Totuși înseamnă că... Chiar și anul trecut am descoperit. A fost un caz, v-am și transmis dumneavoastră la postul de televiziune, la toată mass media. Pe 3 noiembrie, și acum țin minte, 3 noiembrie au fost... tot vă 45.000 de pachete de țigări la Vicșani. Așa. La Vicșani, tot în 20 de vagoane erau pline cu material lemnos, vagonul 10 sub câțiva bușteni erau 45.000 de pachete de țigări. Mecanicul și ajutorul de mecanic au fost atunci reținuți și cum v-ați dat seama acolo? Flerul polițistului. Arcurile nu erau la fel de lăsat. Flerul polițistului și... Da, trebuie să luăm o scurtă pauză, deși, sincer, sună interesant. Și cred că multă lume e curioasă. Cum
fac românii noștri, de reușesc atâtea să le mai treacă prin cap. Dar încercați cu legea, încercați cu legea, nu toți români, că sunt și oameni de bună credință. Da, dar cred că s-amuză. Care ajută pe poliții de frontieră în munca lor. Cred că s-amuză pe subiectele astea. Luăm o scurtă pauză, după care revenim. O să mai vedem dacă mai avem cazuri speciale și o să trecem din nou la treburi, nu că până acum ar fi fost treburi neserioase, dar o să vedem și alte lucruri în afară de modul de a încerca să păcălești poliția de frontieră. Pauză și revenim. Mulțumesc! Ultima parte a emisiunii noastre, deși după cum de curând lucrurile s-ar părea că mai aveam nevoie încă de două părți, dar da, timpul este limitat. O să mai revin la noastră în studiouri. La... O iau ca pe promisiune. Da, o să mai revin următoarea. Am rămas pe la acțiunile dumneavoastră, rezultatele dumneavoastră și modalități și tot felul de metode prin care se încearcă fraudarea frontierei de stat. Da. Și, am vorbit despre cum încearcă vigilența de frontieră în punctul de trecere cu... Da. Cu haideți cu să vedem dacă mai aveți... Metodele ingenioase. Cât am rămas să vorbim aici despre la contrabanda de la, la frontiera verde, la zona de munte. Mai sunt cazuri deosebite, speciale la punctul de trecere și în zona asta, Siret. Deci, mai avem alte, toate sunt speciale. Mai avem așa alte surprize, că sincer, pentru mine a fost să auzi cum încearcă oamenii să facă tot felul de lucruri. Rămân la convingerea că românul este foarte inventiv. Da, este foarte inventiv, dar și noi avem metodele noastre prin care combatem aceste metode inventive și ați văzut... Asta e un lucru bun. Cum stăm în partea aia, mai la munte? Capturile mai mari, ca privind cantitatea de țigări, în zona frontierii verzi, în zona de munte. De munte. Da, acolo vorbim de cantități de țigări de câte de ordinul 10.000 de pachete. Deci da, de la 10.000 am avut chiar până la aproape de 100.000 de pachete. Deci aproape 100.000 a fost cazul care s-a discutat mult, a ajuns în presă, spuneți de cazul cu camionul. Da, nu? Asta s-a întâmplat la începutul acestui an, mai precis pe 17 ianuarie. Da, a fost un caz deosebit, da, la foarte chiar bine, când s-a întâmplat pe direcția localității Frătăuții, noi, lucrătorii poziției de frontieră, adică serviciul de la poziției de frontieră Suceava, au fiind în misiune, au interceptat un utilar, un autocamion de mare tonaj care se deplasa dinspre frontiere către localitatea Frătăuții Noi. S-au trecut la semnalizarea, identificarea și oprirea camionului s-a respectiv. S-a înainte de a intra în, între case, în localitate, da, nu? Da, din câte da, amintesc da, știrea. Da, am folosit, lucrătorul și-a folosit mijloacele de semnale acustice luminoase, însă șoferul nu a oprit, fapt pentru care s-a trecut la urmărirea acestuia, folosind armamentul de dotare. Au fost trase un număr de 12 focuri de armă în plan vertical, cu respectarea vederilor legale, însă nici de această dată nu s-au oprit, ci au abandonat camionul respectiv. O paranteză. Ați spus s-au tras 12 focuri. Da, 12 focuri de armă în plan vertical. După ce s-au... Dar de ce 12 în plan vertical? Și spre pneurile. Da? 12 focuri în total. Mă gândeam. Dar 12 focuri... Nu mai stau să-l aștept. Și, n-au oprit. Deci, nu aș putea să... Deci 12 focuri de armă s-au tras în plan vertical. Bineînțeles, primele sunt în plan vertical și apoi spre pneurile autocamionului. Acesta nu, da, conform uzului de armă. Acesta nu a oprit. Și ce a abandonat camionul pe un teren agricol. Camionul era plin cu țigări. Țigări de proveniență ucraineană, plin. Deci este vorba de 90.000 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, în valoare de peste 200.000 de euro.
Și camionul a fost intenționalizat la sediul Serviciului Teritorial al Poliției Frontieră Suceava. Dar am știut că și acum este acolo. Da, și acum este acolo. Cazul este în cercetări. Încă? Da, este încă în cercetări. Avem un grup de suspecți. Dar șoferul nu a fost prins? Nu, deocamdată nu. Că știu că atunci a fugit și... Încă să fac cercetări, vederea identificării tuturor persoanelor implicate în activitatea contravențională. Aici este vorba de o rețea, nu numai de șofer. Dar vreau să vă spun că este una din cele mai mari capturi din ultimii 2 ani de zile. Din ultimii 2 ani? Da, da. Cum e cealaltă de la Siret, țigări în Bușteni de la Dornești, era peste 100.000 de pachete. Dar în ultimii 2 ani de zile, aceasta este cea mai mare. Dacă vreți să mai vorbim, ca să facem introducerea spre zona... De... Bun, tot ca o paranteză, care a fost cea mai mare captură? Cea mai mare din ultimii 2 ani asta a fost? Nu, nu. Din, să spunem, cea mai mare captură, ca perioadă, să o luăm, din câte știți dumneavoastră? Păi aia care vă spuneam cu tirul. Cu, din Polonia, cu mere. Da. În jur de câteva sute de mii de pachete, 400 de mii de pachete, dacă de mii de pachete de țigări. Dar asta a fost foarte mulți ani în urmă, da. Știu, 2007, cam, atunci a fost cea mai mare. Dar în ultima, capturi mai mare, deci asta a fost acum cu camionul respectiv, da, da. Deci 90 de mii, aproximativ 90 de mii de pachete de țigări. Au mai fost anul trecut, în luna ianuarie, dacă s-a să vorbim despre cazuri deosebite. Să știți toate cazurile deosebite. Pentru că în momentul când este vorba de cazul respectiv, când cum noi acționăm și pe când prindem 5.000 de pachete, 10.000, 100.000, e doar satisfacție pe voluntar, dar aceeași procedură, aceeași muncă, aceeași... Ei bine, dar cred că și polițistul de frontieră, agent, ce va fi el? Altă satisfacție când... Cu cât cantitatea de țigări este mai mare și prinde și persoanele respective. Are o captură de genul ăsta și... Exact, cum spuneți, mai prins și... Dar să știți că pentru fiecare caz în parte este o muncă, este aceeași muncă, practic. Deci până ajunge la zona de munte, că ne-am împotmolit aici cu agentul, că își face treaba. Da. Prinde o captură serioasă. Are o captură serioasă. Da. E recompensat într-un fel? În afară de faptul că îi să strângem mâna prietenește și să știți vine că un șef și îl bate pe contează și când strângi un șef mâna, să știți că contează, nu este, că nu. Dar domnule, munca poliției de frontieră este o muncă nobilă. Așa cel puțin o percep eu și colegii mei. Deci nu oricine poate să facă această muncă. Vorbeau azi că cei din punct, că cei de la frontiera verde, că domnule, este o muncă aperi frontierele țării, este o muncă nobilă. Asta e părerea. E satisfacția prima muncii care o faci. Da? Bun. Și când strângi un șef mâna, înseamnă că e ceva și asta, plus că sunt mulțumiri, s-au dat mulțumiri scrise, mulțumiri în față, când te scoate și în fața adunării sau când spune într-o ședință șeful inspectoratului sau șeful serviciului. Respectivul. Bine, pe de altă parte, este satisfacția, am întrebat doar pentru că pe de altă parte ar fi și aiurea ca cel care prinde... face o captură de genul ăsta, prinde un traficant, știu eu, să fie recompensat cine știe cum financiar și cel care, purtătorul de cuvânt, care nu are cum din postura lui de purtător de cuvânt să facă vreo captură, să nu aibă și el șansa la o recompensă financiară. Atunci ar fi o discrepanță și în cazul ăsta, da, se cred că e corect așa. Dată, să... Nu, nu. Nu, vorbim la modul normal. Putea fi vorba și de, da, mecanicul sau știu că... Să știți că au fost și recompense. Au fost și recompense și materiale. Au fost și recompense mai mult timp. Au fost, mă. Acum, na, depinde acum de... Da, eu zic că totuși ar fi o problemă. Poate fi o motivație în plus. Poate fi o motivație în plus. Pentru cei din operativ. Nu s-ar mai angaja nimeni pe post de, știu eu, de magazionier. Dar vrea și ăla pe frontieră. Nu, nu supune problema asta. Cea mai mare satisfacție este că îți faci munca, că este... că te apreciază șefii, te apreciază colegii. Captura este aia, țintă în sânge, așa s-a prins de ceva. M-am spus, am cat și eu 5 ani în operativ, după care eu am pornit la cetul de instrucție, aici când eram grăniceri. Când am fost șef la gardă, după care am fost la frontiera Drodina, frontiera Alpina, am fost la toate sectoarele. Știu că să știți că era o satisfacție deosebită când prindeam ceva. Nu era o cea contrabandă cu țigări, era traficul, dacă țineți minte, de materiale lemnos. Da. Atunci a fost căderea masivă în zona noastră, chiar așa, și era atunci furt de material lemnos. Atunci toată lumea făcea lemn. Plus treci ilegale, că aveam o situație deosebită când aveam capturi, inclusiv de bunuri care le confiscam de la tot
care a trecut de peste frontieră. Vreau să ne grăbim că nu știu cât timp mai avem și... Deci acolo v-a spus, la de munte sunt vorba de caturile cele mai mari. Deci acolo funcționează adevărate rețele. Cum funcționează practica? Hai să vă spun. Deci țigările sunt preluate de la contrabandiști ucrainieni, de acei anumiți cărăuși la noi. Ei frumos coletele, ați văzut, cu chinci frumos le preiau de la contrabandiști ucrainieni și le transportă în localitate. Să zicem, micile depozite din localitate, că e în șura omului, că e în casă. Și le pitesc repede undeva. Da, dar ei de obicei le transportă, cum să vă spun cum e funcționează rețeaua. Le transport cărăușii și cărăuși, le transportă la, în localitate. De acolo se formează o cantitate mai mic, mai mare, în funcție de comenzi care le au și cu microbuzele, capii, rețele, le duc în țară unde au funcție de comenzi care le au. Distribuie, fac bani de distribuție. Să știți, unii spuneau... E un marketing noi, întreg, un management întreg în treaba asta. Da, este o problemă, este o treagă rețea. Fiecare verigă are rolul ei foarte bine stabilit. Da, adevăr, noi suntem interesați să prindem capirețele, cei sunt care manevrează pe ceilalți, care sunt cu banii, care, într-adevăr, au, să zicem, dar să știți să se duce, destul să prindem niște cărăuși și ajungem și la capirețele. Deci, mă dați să-i prindem. Să vezi că abandonează. Normal că abandonează, au antimergători, au și aparatură foarte bună, le urmăresc mai tot timpul. Abandonează, dar ce nu mergi de multe ori la apă, nu se poate să nu fie prins. De asta folosim și focul armat, ați văzut, majoritatea cazurilor sunt, ei sunt surprinși de către noi, da? În momentul când noi facem somații legale, ei aruncă coletele și se dispersează, fug, folosesc terenul, întunericul, respectiv tip de noapte, da? Și atunci folosim focul armamentul din dotare, că ați spus dumneavoastră că... Armamentul din dotare care știu că legea la noi e foarte... Cei mai mulți dintre agenți, eu știu că am făcut armată... Ce am făcut, știu că ți era frică să folosești armamentul din dotare numai pentru cât trebuia să te justifici după aia. Nu, la noi nu spune problema. Mai preferam și oricine prefera să nu-l folosească. Chiar du-te, nu. Dă-i cu... Nu există așa ceva. Nu există să ții frică să folosești armamentul atâta timp cât îl folosești în condițiile legii. Deci nu cred că infractorii că noi ne temem să folosim armamentul, că nu acționăm. Nu există așa ceva. Ce vă spuneam asta că fug și au, ei folosesc cei care acționează în zona de munte special, ați văzut că au, v-a trimis și știri și ați văzut cazurile, dar folosesc autoturisme de teren înmatriculate, de exemplu, în Marea Britanie, în Irlanda, care sunt luate cu 200 de lire, știți, și în momentul când noi de loc după ei, abandonează aparatul respectiv. Luate ieftine, cine știe 500 de lire, da, 400-500 de lire, convine. Adică plus riscă, plus că noi nu știm acum e mașina respectivă, nu mai e scop de contrabandă. Da, o mașină matriculată în România, dar pentru contrabandă, ați văzut, majoritatea cazurilor sunt, confiscăm 10.000 de pachete, dar și autoturisme de teren, marca Mitsubishi Pajero, ați văzut, matriculat din Irlanda, Marea Britanie. Păi până se găsește un proprietar acolo... De asta, ei folosesc, dar o captură era și mare, a fost la SPF Brodina, la începutul anului trecut, în 81.000 de pachete. 81.000 de pachete. Tot foloseau o mașină, au confiscat și o mașină, el la cei care au reușit să fugă. Dar asta în ianuarie, în martie, iarăși o captură asta a fost la Falcău în ianuarie, straja a fost în martie, 31.000 de pachete de țigări. Atunci au fost reținute 3 persoane localnici de acolo și o mașină de teren, plus 31.000 de pachete de țigări. În septembrie iarăși am avut tot un grup de persoane care au trecut tot în zona Straja, în care polițiști vând în cadrul serviciului teritorial în cooperare cu cei de la Brodina, au confiscat peste 16.000 de pachete. Ne-ați spus cum stă treaba la munte, dar pentru că nu mai avem nici foarte mult timp la dispoziție. Dar pe lungime emisiunea. Da. Spuneți-ne, vă rog, cum, care sunt și dacă sunt reguli speciale care trebuie respectate de către cetățeni și șoferi în zona frontierei de stat. Mă refer reguli care... Chiar la frontieră, ce le este interzis, ce pot să facă, ce nu, ce... sau ce recomandăm. Da, hai plus că știm bine. De exemplu, pe zona Vicov sau pe zona Siret. Poliția de frontieră te poate opri chiar dacă nu ești în punctul de trecere. Da. Poliția de frontieră are competență 30 de kilometri
de la linia de frontieră către interiorul țării. Spre interiorul țării. În care putem acționa în condițiile legii foarte bine. În afara celor 30 de kilometri, împreună cu celelalte structuri, când sunt cazuri complexe care vizează tot contrabanda de țigări, infracțiuni specifice frontierei. Dar în colaborare și cu celelalte structuri de ordine, poliție, deci, jandarme... Deci, 30 de kilometri încolo, da, în colaborare cu alte structuri. Dar și... se poate opri în trafic? Dar bineînțeles. Poate opri poliția de frontieră, te poate opri în trafic, te poate cere documentele de călătorie, se poate verifica mașina. Păi, dar foarte multe capturi, azi vorbim de trafic cu țigări, care sunt receptate în zona. De la la frontieră, zona de competență a poliției de frontieră. Sunt când oprim mașina în trafic, avem date informații că transportă țigări de contrabandă, oprim mașina, documente, avem chiar și cazuri în care am făcut dosare penale pentru... Bineînțeles, după aia am declarat colegiul de la poliție pentru acte false, certificate de matriculare false, pentru nereguli ce țin de autoturism respectiv. Se inclusiv mașini furate. Și alte... Inclusiv mașini furate, avem în atenție. Vă dați seama că avem competențe foarte mari. Nu, aici întreb și aici vreau să ajung. Care sunt competențele poliției de frontieră în zona asta? Ce are dreptul să facă și ce ar trebui să respecte sau unde ar trebui să fie atenți persoanele care locuiesc sau circulă? Ce sunt care oameni la frontieră? Pentru că avem oameni care locuiesc, da, localnici, sunt obișnuiți. Ei știu că pe aici vine, mai trece din când în când mașina de frontieră, te poate opri. El știe că stă în zona asta, poate e obișnuit. Și avem și turiști. Vin aici în zona și se trezește că îi face semn. Eu știu ce vă spune. Un agent la poliție de frontieră și el spune, păi da, pe mine mă oprește agentul de poliție. Efectiv, la frontieră, dacă ajunge un turist, să zicem, la frontieră, la cea de... Da, haideți să o luăm de la un capăt, da, ajungem... Sau anumite persoane în zona de frontieră, ce le este, zicem, interzis să facă. De exemplu, haideți să... În primul rând, dacă ajungi la frontieră, zic, turism, da? Turism. Noi avem, îl oprim, îl legitimăm, vedem care e scopul, nu justific prezența în zonă și bineînțeles că va veni la cercetări, să vedem despre ce este vorba. Dacă nu, de exemplu, când este un localnic, îl știm, de obicei localnici cooperează cu noi în munca noastră pe frontieră. Dacă când este o persoană, zicem, de un alt oraș care ajunge la frontieră, se plimbă. Noi vine, plimbare nu, multe... dar... Nu fii la munte și chiar lângă frontieră. Deci, da, se fac cercetări cu privire la... A fost un tăpșan să urcă și eu să plimbă. Se fac cercetări cu privire la prezența lui, să zicem, la linia de frontieră, mă refer, nu în zona de frontieră. În zona de frontieră se poate plimba liber, nu este nicio problemă. Dar la linia de frontieră sunt anumite reguli foarte stricte, care este, de exemplu, n-ai voie să tragi cu arma. Da, bine, ar fi curmea. Spre teritoriul statului vecin. N-ai voie să faci focuri în apropierea frontierei, dacă ar putea să se extindă. Până la ce distanță? N-ai voie să faci focuri. Nu e vorba. E vorba de în apropierea de 500 de metri. Se poate propaga la teritoriul statului vecin. Nu ai voie să filmezi teritoriul statului vecin. Păi turismul la care vine, bănuiesc, fotografiază, să zicem. Deci este interzis să fotografiezi teritoriul statului vecin. Nu ai voie să poți discuții peste frontieră. Nu ai voie să filmezi, ce am spus. Nu ai voie, de exemplu, să faci activități care să polueze solul. Aici nu știu. Sunt niște reguli care... E un semn de întrebare, care nu știu cât... Nu ai voie să porți discuții... Este frontieră, neautorizată. Este frontieră. Nu ai voie să porți cu ceilalți, cu cetățenii ucraineni peste frontieră. Deci, păi am voie să-l sun? Unul sun. Telefonic. Telefonic, da. Trebuie să sun, da. Și care e diferența? Păi este diferență, că în momentul când vorbești direct, la linie de frontieră... Dacă suntem la 10 metri unul de altul, ne sunăm? Nu facem interpretări de legi, știți? Ca să fim în legalitate, suntem la 10 metri, ne sunăm? De exemplu, nu ai voie să faci schimb de corespondență peste frontieră. Nu ai voie, de exemplu, să faci gesturi către ceilalți cetățeni străini, gesturi urâte, sprofe... Bine, gesturi... Da. Nu e bine să le faci nici în interiorul țării, oriunde ai fi. Să zicem, ajungi la frontieră, sunt semne de frontieră, n-ai voie să distrugi semne de frontieră. Sunt niște reguli care cetățenii din zonă le știu foarte bine. Sunt lucruri pe care... Toate astea țin de regimul juridic al frontierii de stat, știți? Adică sunt anumite activități, de exemplu vânătoarea, da?
vânătoarea nu ai voie să faci pe timp de noapte. Și până la distanța de 500 de metri de la linia de frontieră către interior. Chiar și pe timp de zi, până la 500 de metri. Da, pe timp de zi, vânătoarea. Da. Pescuitul. Vânătoarea. Pescuitul nu poți face la apele de frontieră, mă refer, da? Nu ai voie să faci decât cu avizul șeful structurii poziției de frontieră din zona respectivă. Limite activități, să zicem, trebuie să faci cu știrițarea organelor publice locale și avizul șefului, diferite activități, avizul șefului poziției de frontieră. Deci sunt niște reguli, astea sunt prevăzute în ordonanța de urgență 105 din 2001. Care reguli de frontieră, care prevede reguli de frontieră de stat, regimul juridic al frontierei de stat, frontierele de stat. Poliția de frontieră are ceva de spus, are un cuvânt greu de spus în zona. Da, în zona, în zona de frontieră, de adevăr, avem cel mai puternic cuvânt de spus. Da, am înțeles. Cum stăm? Apropo, să zicem, că așa v-ați întrebat, noi în zona de frontieră foarte mare, de exemplu, punem accent pe colaborarea cu cetățenii din zonă. Ne sunt de foarte mare folos cetățenii din zonă. Inclusiv ne dau date și informații despre persoane care nu justifică prezența în zonă. Avem acele grupe de sprijin care lucrătorii noștri din operativ țin legătura cu oamenii din zonă, suntem informați dacă se întâmplă ceva. Deci oamenii din zona de frontieră pentru noi sunt prieteni. Cei care nu fac contrabandă traficul țigări. Sunt oameni de bună credință care ajută poliția de frontieră în nobila muncă de securizare a frontierei, de pază și supraveghere a frontierei de stat. Pentru că e un alt subiect care la un moment dat ne-a fost adresat, v-am amintit de el și înainte de emisiune, va modifica în vreun fel activitatea dumneavoastră a poliției de frontieră, intrarea României în spațiul Schengen? Pentru că multă lume și-a pus întrebarea asta. Eu nu știu răspunsul. Pentru că a fost adus o dată în discuție la mine într-o emisiune, mă simt dator să întreb pe cei competenți să le dea răspunsul concret. Da. Știți foarte bine că în 2007 România a intrat în 1 ianuarie în Uniunea Europeană. Da. Normal. Din acel moment, frontiera de est a Uniunii Europene a Europei a devenit aici. Frontiera noastră este frontiera de est a Europei. Normal că responsabilitatea a fost mult mai mare. Așa și acum, odată cu intrarea în spațiul Schengen, cresc responsabilitățile. E și normal să fie așa. Suntem... Să nu dea să Dumnezeu să ajungem cât mai repede în spațiul Schengen. E singura ce mai delimitează. Să stea trei spectatorii dumneavoastră liniștiți. Noi suntem pregătiți. Important este să intrăm în spațiul Schengen cât mai repede. Că noi știm să ne facem treaba, frontiera este securizată. Asta-și ca un mesaj pentru trei spectatorii din postul dumneavoastră. Frontiera este securizată. Asta era următorul lucru care vreau să vi-l cer. Care este mesajul dumneavoastră pentru este cei care ne urmăresc? Pentru că nu mai avem decât 3 minute. Mesajul este foarte clar și nu este și normal. Deci vreau să știi că aici la frontieră se muncește foarte mult. Este o frontieră fierbinte, dar frontiera este securizată din toate punctele de vedere. Dar noi ne facem treaba, suntem pregătiți. O frontieră fierbinte. Fierbinte, dar tot este securizată din toate punctele de vedere. Atât punct de vedere supravegherii și controlul trece frontierei de stat, cât și chiar și combaterea contrabandei traficul țigări, să știți că o ținem sub control. Sub control. Eu zic că este sub control. Pentru că mai avem și să aibă încredere în polițiștii de frontiere, să ne știe prieteni. Noi suntem funcționari publici, special, dar suntem în slujba cetățeanului. Pe fondul evenimentelor din Ucraina. Nu am crezut că scap, dar nu... Nu, e un subiect de actualitate care ne interesează pe toți. Ce ne puteți spune dacă la frontieră au fost, s-au sesizat lucruri deosebite? Bine, știm atunci, la început, chiar când au încercat, veneau cât mai mulți, vreau să vină în România să scape ei de tot. Nu mă pronunț așa ceva, pentru că, de exemplu, nu sunt probleme la frontieră. Deci la frontieră nu sunt probleme. Nu comentez ce se întâmplă pe statul. Bun, așa. Din punct de vedere, dar din punct de vedere la frontieră, ce pot să vă spun, nu, deci frontiera este stabilă. Nu au fost cazuri deosebite, să zicem, nu au fost
trafic foarte mare pe punctul de trecere frontieră. Chiar n-am avut niciun trafic de migranți, chestii genul ăsta, nu. Pot să vă spun că v-am spus că am pregătit în punctul Siretă, în punctul Siretă, să zicem, în de exemplu, în primele două luni jumătate, da? Da, de la declanșarea conflictului. Au trecut, deci, persoane din trei ieșiri, 220.000 de persoane, cu aproximativ 100.000 de mijloace de transport. Pe intrare, au fost, deci care au intrat în țară, au fost 113.000, pe ieșire 115.000. Deci cad toate chestiile că o, deci au fost mai că au fost că au valuri de da, nu, da, da. Nu, deci nu o spune așa asta problema. Traficul s-a desfășurat normal, fluent, nu au fost probleme. Nu am avut chiar nici foarte stabil și în parametri normal. Cum îi simțiți pe spuneați dumneavoastră parteneri de dincolo? Îi simțiți tensionați? Pe... Nu. Deci nu e asta menirea noastră. Bine, dar așa... Analizăm psihologic. Nu, ne facem treaba și noi și ei, v-am spus, schimbul de informații există, colaborăm foarte bine, întrevederi de frontieră... Bun, nu, prostul să știți că s-a scurs, a fost epuizat. Cam atât a fost pentru astăzi. Putem dormi liniștiți. Știm că frontiera de stat e bine păzită, suntem în siguranță. Da, pentru noi a fost un răspuns bun. Mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația și după cum ați spus-o, să știți că am luat-o ca pe o promisiune. Sigur, vă mai ori de câte ori cu dragă plăcere. Dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de programul OTR9. Încercăm permanent să aducem în discuții probleme care ne interesează atât pe noi, cei de aici, cât și pe dumneavoastră, cei de acasă. Sperăm ca data viitoare să avem la fel lucruri interesante de spus. Până atunci, la revedere, o seară bună și nu uitați, indiferent de vremea de afară, soare în suflet, la revedere!